Băuturile energizante te pot trimite direct la camera de urgență. Deși producătorii promit că licorile ne pot face să ne simțim proaspeți după noapte de nesomn, specialiștii americani avertizează că ne pot îmbolnăvi de inimă. Energizantele duc la aritmie, hipertensiune și deshidratare. Concluzia lor a apărut și după ce în ultimii ani mulți tineri au ajuns la spital. Cluburi, noaptea, energizantele sunt vedetele. Pe toate mesele, pe baruri și în mâinile celor care dansează. Sunt de energie, sunt plină de viață, îmi place, dansez, mă simt bine. În lume, anual se beau peste 4.000 de milioane de litri de energizant. Românii beau anual peste 10 milioane de litri de energizante, pe care dau peste 200 de milioane de lei. În cluburi, petrecăreții combină energizantele cu alcool. Se combină foarte ușor, în proporție de 50-60% cu vodka. De restul cu whisky. Combinația poate avea urmări grave, spun medicii. Anumite componente din energizante, deși ele au cofeină, au o acțiune ușor sedativă, care combinată cu cea a alcoolului poate să ducă la o sedare intensă, la pierderea conștiinței. Există însă și efecte care pot apărea pe termen lung. Inima este prima afectată. Taurina, cafeina și glucuronolactona pot provoca palpitații. Ficatul resimte și el puternic așa numita doză de energie. Substanțele din băutură au efecte toxice asupra lui și pot genera ciroza. Consumul de taurină și cafeină peste anumite limite poate afecta rinichii, pentru că pe timpul verii acestea duc la deshidratare. În plus, băuturile energizante conțin și o cantitate mare de zahăr, care îngrașă. Nutriționiștii spun că o altă greșeală frecventă care afectează sănătatea este înlocuirea cafelei cu băuturile energizante. În cafea există substanțe nutritive foarte utile. Cafeaua este o sursă excepțională de antioxidanți. Asta i-a făcut pe medicii americani să avertizeze că dozele de băutură cu taurină consumate des sunt nocive. Companiile producătoare ale băuturii îi contrazic. Este greu să înțelegem de ce acest raport nu are o abordare similară față de consumul de cafea. În esență, este vorba despre consumul abuziv de diferite substanțe, precum consumul excesiv de alcool, care cauzează efecte negative, indiferent dacă acesta este mixat sau nu cu băuturi energizante. În Statele Unite, bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani au cel mai adesea probleme din cauza energizantelor. La noi, nimeni n-a făcut o astfel de statistică. În Ardeal